pustiule cel neroditor al Egiptului, în care te-ai nevoit, a făcut să răsară în sufletul tău cuvioase părinte Macarie din Alexandrie, virtuților pusnicești pe care le-ai udat cu lacrimile pocăinței și sudorile ostenelilor tale. Pentru aceasta Dumnezeu te-a făcut cetățean al cerului, prieten și casnic al său, iar noi în biserica slavei stând, trebuie să-l tăi.